pe Dragoș Grigore. Cu viteză. E scos însă din linia lui de apărare. Ce bine schimbă Matei, încearcă să schimbe. Da, ideea a fost bună, da. Schimbă la șef și una singură până acum la Youghardon. Minge din nou centrată în careu și ce execuție spectaculoasă pentru Tudorie. Dar Tudorie pentru Ion Gheorghe. Ion Gheorghe trimite între Păun și Bărbuți. Repet, eu nu înțeleg de unde nervozitatea asta excesivă în tabăra echipei lui Laurențiu Preghecamp. În momentul în care Craiova a avut liniște, Universitatea Craiova, o pasă excelentă a lui Ștefănescu pentru Tudorie. Driblingul lui Tudorie, încă un dribling. Shoot, gol! Gol superb, marcat. De la Miercurea Ciuca, Șacbar, distanță mare, nu șutează de acolo. Îl servește pe Dumitrescu, a cărui centrare este reluată spectaculos de Tudorie. Ce frumos a dat în minge călcâi din întâi. Acaba, Davidașvili, vernulse na leva. Продолжает вести борьбу. Мяч в поле сохраняет. Здорово, Зурико. Nu trebuie însă să se aștepte Craiova la cine știe ce fapte de vitejie ale lui Pap pe faza ofensivă. Va urca mai mult probabil Mitran în banda dreaptă. S-a zbătut Merloi, dar n-a avut încă un jucător la fel de să spunem dispus la efort. Era să spun spre poarta întărsă, dar se închide un picuț aici, găsește o soluție și o intervenție, o târzie și absolut de neînțeles al lui Ceaca. Sunt pentru balon între Răuță și Ivanovici. Ghesan l-a împins acolo pe Ivanovici, pasă bună pentru Tudorie și este gol! Ricardinho! Se izolează la Eduni și totuși reușește să treacă la Eduni, între care îi pasează lui Grigorie. Grigorie ratează! Ce ocazie uriașă! Și degeaba și de această dată. Da, o pasă a lui Fabrini, cel viza pe Filop, prins pe picior greșit atacantul Botoșanului. Din nou atacă formația. O victorie astăzi ar ajuta-o pe Concordia să vină la două puncte în spatele Dunării Călăraș. Concordia mai are de jucat etapa viitoare în Ștefan cel Mare cu Dinamo, în timp ce Voluntari. Acțiune periculoasă acum a celor de la Voluntari, gol! 1-1! Cu accidentatul lui Laiduni, da, Alexandru Vlad. De văzut acum dacă ilfovenii vor reuși să producă mai mult fotbal, mai cu seamă fotbal ofensiv. Foarte bun călcâiul lui Tudorie, a urcat bine acolo Alexandru Vlad. Voluntariul e curajoasă, echipa lui Niculescu. Centrează la colțul scurt, o intervenție și e gol! E gol Tudorie, extraordinar! Extraordinar, înscrie volul. Scoată practic de pe traiectorie. Hadnaghi. Reamintesc la meciul 200 în Liga 1. Are și la un moment dat am spus în prima repriză că nu a făcut un joc senzațional, dar repriza a doua a evoluat foarte bine. Țâru pentru Filipov, scoate pentru Rus, șutul lui Rus, scoate Bălgrădea, Tudorie pe spate, Achim, gol! În contraatac Cipru, rămâne un jucător întins pe gazon, Popadiu când se continuă cu o centrare pe jos pentru Tudorie, Greoi însă, mingea ricoșează apoi.